Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a oferit astăzi ghiozdane și rechizite pentru 100 de elevi din parohia Conțești, județul Argeș. Acțiunea a fost organizată de Sectorul Social, Filantropic și de Misiune în cadrul proiectului Ghiozdanul meu. Acțiunea de astăzi a avut loc la Școala Generală Olteanca și la Școala Gimnazială Davidești din județul Argeș. În prima locație, 62 de elevi au primit din partea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare. Proiectul eparhial Ghiozdanul meu este coordonat de părintele Andrei Diaconescu, consilier în cadrul sectorului social, filantropic și de misiune. Caravana Ghiozdanul meu continuă astăzi în protoirea Mioveni. Suntem la Școala Olteanca din parohia Conțești, o parohie în care o mulțime de copii, toți cei de la clasele primare, au primit darul nostru, dar constând în ghiozdane, echipate cu tot ceea ce le trebuie pe parcursul anului școlar. Ne-am întâlnit cu copiii încă de dimineață, le-am văzut cât de bucuros sunt. Nu este prima activitate pe care o facem în această școală, e o școală aproape de orașul Mioveni, dar o școală în care se simt nevoile lor și noi vrem să avem grijă ca ei să nu le simtă. Noi simțim ca adulți ceea ce lor le e necesar și vedem că de fiecare dată când pășim în mijlocul școlii, le aducem mare bucurie copiilor. Mulțumim bisericii pentru această inițiativă extraordinară, pentru că a fost o acțiune binevenită pentru micuții școlii Olteanca. Au primit astăzi 62 de ghiozdanele complet utilate, care le vor fi de un real folos. Este cu adevărat un real folos pentru copii să primească la începutul anului școlar ghiozdanele cu rechizitele strict necesare pentru desfășurarea procesului de învățământ în timpul anului școlar și copiii sunt extraordinar de mulțumiți. Mi-amintesc că în anii trecuți tot dumneavoastră ați venit și le-ați adus săpunuri, periuțe de dinți, paste de dinți, în afară de ghiozdanele, cu tot ce au avut ei nevoie. A fost cu adevărat ca o mană cerească pentru toți copiii din școala noastră. În zilele următoare, proiectul Ghiozdanul meu va ajunge și în alte localități din județul Argeș.